minte. Când mai stau, mă gândesc ce-ar trebui să implementez în viața mea semi-adultă. Pot să controlez ce mi se întâmplă? Două concluzii contradictorii. Prima zice, las o baltă bucură pe până mori. Ce nu te mai gândi atâta la trecut, viitor? În calculul lucide, magia momentelor. Fii pe fază, vreo oportunitate. Niciodată nu strică să știi din toate, nu? Sună bine, sigur pentru tine. Nu pot să-mi scot din cap ce zicea Cedrea. Din infine-s peste tot, trebuie să descoper care este de fapt adevărata valoare. De curând am înțeles mai clar cum 9 ani de zile am fost dependent de fum și de iluzia socială că mă făcea super cool. Iluzia socială te face super cool. Dacă mă întrebam acum vreo 2-3 ani ce o să faci când nu o să mă arzi printre golani, răspunsul cel mai probabil care mi-l ofeream e absolut tot ce e necesar să ajung să știu că am eu. Nu m-am gândit nicio secundă la ce sunt. Dezirabilul era material într-un cuvânt. După ce m-am întrebat cu sufletul deschis, a set piece yo, a set piece yo. Hai să te prinzi bro, că timpul ăsta îndoaie oameni. Văd în ochii lor trecut un model azi de tot ce facem. Deci trebuie să-mi grijă ce plantez, ce o să crească. Ar putea fi burieni care o să-mi facă viața varză, frate. Ha, noaptea mai stau pe spate, ori întregi gândind la moarte și ajung departe, dar adorm. Pierdut în somn, găsesc răspunsul. Ce păcat că sunt că mulți suci, ar trebui să fiu să-l înțeleg opusul la ceea ce vreau, un paradox. Cum poți să-l înțelegi lepsit, dar fără să o întorci de mii de ori gândind la timpul ce-a trecut? Lumina îmbolnăvește atât mai mult, atât n-am să deduc la două decade de viață ce-am avut eu. Am doar cuvinte bune despre oamenii ce m-au crescut. O să le mulțumesc și peste 2000 de ani. Mă piși pe bani, ascultă-mă că n-au modificat structura. Faza e că toată ura aia m-a făcut să deschid gura și să scuip.